Doi bebeluși, în pântecele mamei lor, vorbesc. Zi-mi, frățioare, tu crezi în viața de după naștere? Bineînțeles! După naștere vine viața. Poate că noi suntem aici ca să ne pregătim pentru ceea ce urmează după naștere. Las-o, baltă! După naștere nu este nimic. Păi de acolo nu s-a întors nimeni. Și pe deasupra, cum ar putea să fie, na? Nu știu exact, zice celălalt bebeluș, dar eu simt că acolo sunt lumini peste tot și poate umblăm pe propriile noastre picioare și mâncăm cu gura noastră. Asta e o mare prostie, zice frățiorul. Umblatul? Umblatul este imposibil. Păi cum am putea noi mânca cu gura asta derizorie? Tu nu vezi cordonul nostru umbilical? Și ia, gândește-te și tu o clipă. Viața postnatală e imposibilă, fiindcă cordonul ăsta al nostru e prea scurt. Da, mă gândesc că este precis cineva acolo, e ceva acolo, doar că e altfel decât ceea ce numim noi aici viață. Hai că ești prost! Nașterea este sfârșitul vieții și asta este. Uite, eu nu știu exact ce se va întâmpla, dar sigur, mama ne va ajuta. Mama? Mama, tu crezi în mamă? Da, nu fi ridicol. Ai văzut-o tu pe mama noastră vreodată? Ai văzut-o tu vreodată? A văzut-o cineva măcar vreodată? Nu, dar ea este peste tot în jurul nostru. Pentru că noi trăim înăuntru ei și cu siguranță datorită ei noi existăm. Bine, hai, acum lasă-mă în pace cu idioțenia asta, bine? O să cred în mamă când o să o văd. Nu o poți vedea, dar dacă ești liniștit, poți să auzi cântecul ei. Poți să simți dragostea ei. Dacă ești liniștit și simți grija ei, vei simți mâinile ei protectoare.